Bună seara, bine v-am găsit în 2019, mă bucur că sunteți din nou alături de noi. În această seară vom vorbi despre o industrie frumoasă, pentru că vom vorbi despre industria frumuseții, despre spa-uri, despre medical aesthetic și am adus în platou un om care de 16 ani este în mijlocul acestor lucruri. La un moment dat aș putea spune că a fost înaintea vremurilor în aceste industrii, dar am să o las pe ea să vă povestească în această seară despre aceste industrii care au o dinamică de dezvoltare absolut extraordinară, în care ea este un element de leadership și de coagulare a întregii industrii. Și dați-mi voie să vă prezint pe Isabela Vasile. Bună seara, Isabela, bine ai venit! Bună seara, Cristina, îți mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ai făcut-o. Sunt foarte bucuroasă să fiu alături de tine aici astăzi, la început de an. Suplimentez urările pe care deja le-ai făcut celor care ne vor vedea. Și revenind la întrebarea pe care ai pus-o ceva mai devreme, da, începuturile mele aparent nu au o legătură cu domeniul beauty, medical, estetic, respectiv spa, pentru că sunt absolventă a Universității din București, a Facultății de Limbă și Literatură Franceză, mai exact. Sunt pasionată de antropologie simbolică și am un masterat în acest domeniu. Și după absolvirea facultății am făcut un parcurs interesant care a trecut puțin prin design interior și apoi prin managementul resurselor umane, PR și cumva... Trebuie să menționez neapărat punctul important al carierei tale, care a însemnat managementul de presă, a două reviste absolut foarte importante din două domenii pe care eu le ador, respectiv din domeniul amenajărilor interioare și designului de interior, pentru că ai fost o bucată lungă de vreme, ai avut în grijă revista Confort, pe care ai crescut-o, nu? Da. Și ulterior ai fost motorul unei reviste de estetică, se numea Le Nouvelle Esthétique, care a coagulat întreaga piață de estetică și medical spa din România. Și acolo, cred că de fapt tu acolo ai început să faci evenimente, pentru că mi-aduc aminte că congresele de la Le Nouvelle Esthétique erau niște întâlniri a unui număr atât de mare de oameni fabuloase și atât de divers. Fabuloase, aș putea să spun, urmărind acest parcurs al meu care a trecut prin câteva redacții de reviste, respectiv revista Privirea, mai apoi Confort Magazine și spre finalul carierei mele media la revista de origine franceză Le Nouvelles Esthétiques, ca redactor și respectiv organizator de evenimente specializate în cazul de față al congreselor Le Nouvelles Esthétiques, despre care spuneam, fără să exagerez, că erau niște evenimente fabuloase care coagulau realmente public din întreaga țară și oameni care adorau această industrie și care au contribuit cumva la clădirea ei. Mai mult decât atât, îmi aduc aminte că erau oameni care aveau business-uri, erau investitori, erau jurnaliști de modă, deci au fost niște momente de mare, spunem, efervescență a industriei, exact. Și cred că atunci, la un moment dat, chiar s-au pus bazele, să spunem, industriei, pentru că până atunci erau câteva, să zicem, vârfuri ale industriei, știam că sunt vârfuri în industria hair, da, ceva, adică erau hair stiliști cunoscuți, make-up artiști cunoscuți, erau câteva saloane în București și ele începuseră să devină cunoscute și creaseră un anume gen de reputație și își construiseră propriul brand, dar nu se coagulase și atunci revista a reușit să facă acest lucru. Dacă asta... un eveniment de estetică aplicată care să aducă toți acești oameni la oaltă. Privind puțin retrospectiv, mă gândesc că ne lipsește tuturor efervescența acelor începuturi. Industria s-a disipat puțin în acest moment, în ciuda faptului că a crescut, a evoluat, formarea profesională a atins cu totul și cu totul alte cote astăzi. Și dacă respectiv ne întoarcem în urmă cu mulți ani, în perioada în care doamna Cristina Valmi venea încă la congresele Le Nouvelles Esthétiques în România sau mulți alți specialiști din întreaga țară, da, într-adevăr, a fost un eveniment căruia îi datorez ceea ce fac eu astăzi. Este sursa mea de inspirație în ceea ce a devenit Cosmo Beauty. Păi trebuie să-mi spui acum ce
faci? Pentru că această punere pe picioare, să spunem, și sub bagheta ta industrie de estetică, te-a orientat către un anumit gen de activitate și, să spunem, un anumit gen de antreprenoriat în industria frumuseții. Da, într-adevăr, nu exista atunci, cum de altfel nu există nici acum, pot da probabil altor antreprenori această idee, o agenție care să fie supra-specializată în domeniul esteticii aplicate. Așa mi-a venit ideea de a crea o agenție, cum spuneam, care să se ocupe doar de organizarea de evenimente profesionale beauty, medicale estetice și spa. Bun, asta înseamnă că din experiența ta de management pentru media, din experiența ta de organizări de evenimente și din experiența ta de, hai să spunem mai degrabă, participant la o grămadă de evenimente din străinătate, ai reușit să pui pe picioare trei evenimente esențiale pentru piața de frumusețe din România. Unul este Cosmo Beauty, pe care toată lumea îl adoră și urmează să se întâmple ediția a 11-a. E incredibil că am ajuns la cea de-a 11-a ediție anuală. Este primul nostru născut în agenție și este evenimentul far al acestui domeniu din punctul meu de vedere. De ce? În ciuda faptului că este poate încă la început comparativ cu multe alte piețe de frumusețe din Europa, mă refer la Cosmoprof Bologna, un eveniment colosal, sau la alte evenimente de gen, suntem încă la început. Asta nu înseamnă că nu reușim să aducem oameni valoroși și să aducem speaker și din afara României și din țară, să creăm evenimente ale industriei beauty. Oricum, el este un reper. Oricum, el este un reper în zona de frumusețe. Îți spun și ca practician, în sensul că, după cum bine știi, eu activez în zona de frumusețe, iar practicienii din zona de frumusețe așteaptă evenimentul. El știe că se întâmplă în martie, toată lumea știe că în martie e Cosmo Beauty. Când l-ai programat, ediția viitoare? Din ediția din 2019 va fi de pe 8 până pe 10 martie, timp de 3 zile. Așa cum spuneam, deci toată lumea se așteaptă ca la începutul lui martie să fie Cosmo Beauty și își păstrează și energie, imaginează, își creează bugete speciale pentru achizițiile de la târg, pentru că întotdeauna sunt acolo reduceri, urmăresc diferiți speaker care ajung să vină. Mi se pare foarte important ceea ce ai reușit să faci cu Cosmo Beauty și acolo am văzut, chiar sunt zone care sunt momente care dau trendurile industriei, sunt oameni de o, cum să spun, de o efervescență și o conectare cu industria deosebită. Incredibile, da. Un alt lucru de care mă bucur că l-ai desprins într-un fel sau altul din Cosmo Beauty, probabil și datorită pasiunii, este Makeup Fest. Povestește-mi despre el. Da. Makeup Fest, de fapt, care a devenit Makeup Forum, este un eveniment care, într-adevăr, s-a rupt din marele eveniment Cosmo Beauty. De ce? Pentru că există o industrie a machiajului în România, există foarte multe femei pasionate și tinere pasionate de arta decorării feței sau a corpului și atunci am gândit acest eveniment în egală măsură pentru make-up artist, dar și pentru publicul larg care este iubitor de produs de machiaj. El se desfășoară ca și Cosmo Beauty cu două direcții și asta este ceva ce aș fi vrut să subliniez legat de evenimentele pe care noi le-am generat în această piață, respectiv că ele nu sunt niște târguri de frumusețe, punct, ci sunt niște expoziții care au o componentă importantă, educațională și de formare profesională. Lucrul ăsta îl fac atât Cosmo Beauty, cât și celelalte două evenimente. Dar să zic că profesioniștii exact așa le-au perceput. Da, adică este foarte pot spune important din mijlocul industriei că exact așa au fost percepute. Ele au fost percepute ca evenimente la care îți dorești să te duci pentru că afli informații, întâlnești oameni noi, afli trenduri, poți să-ți cumperi produse la și reducere. Și adorăm să cumpărăm produse. Da, apar tot felul de lucruri noi, se țin seminarii despre modul în care se pot utiliza anumite game, la ce sunt bune anumite aparate, cum funcționează. Sunt foarte utile, adică chiar așa au fost percepute, să știi. Da, e ceva ce țin să subliniez de fiecare dată, că nu sunt doar niște simple târguri de beauty, chit că vorbim de târguri de beauty profesionale, ci sunt mult mai mult de atât.
Fiecare vizitator, dar și expozanții în egală măsură, au acces la o multitudine de evenimente. Este practic o platformă a acestui domeniu. Sunt seminarii profesionale, sunt sesiuni de masterclass dedicate, conferințe, demonstrații, show-uri, competiții profesionale naționale pentru debutanți și pentru avansați. Este mult mai mult decât o simplă expoziție unde putem să descoperim produse dedicate și să testăm anumite tratamente, așa cum ai specificat, și să facem achiziții, evident. Ești un om care a coagulat. Stăteam să mă gândesc dacă să spun acum telespectatorilor de cel de-al treilea eveniment senzațional și să spunem o platformă mai degrabă pentru dezvoltarea industriei spa și termalism din România. Dacă să vă spun acum despre el sau dacă să-i vorbesc despre industria de frumusețe, dacă tot v-am pomenit, haideți să vorbim despre să spunem două cuvinte despre Termalia, pentru că după aceea vreau să te rog să-mi faci să-mi dai o părere generală asupra industriei de frumusețe din acest moment. Dar spunem două cuvinte despre Termalia și oricum revenim la ea. Da. Termalia s-a născut dintr-o dorință mai veche a mea de a fi pionier și în acest domeniu de activitate, creând evenimente de business și networking la nivel internațional. Termalia este un eveniment fundamental diferit de celelalte două create de noi, Cosmo Beauty respectiv Make Up Forum. De ce? Pentru că aduce această industrie, spa, medical spa respectiv, sau a termalismului, cum ai numit-o tu mai devreme, într-un up-to-date cu dinamica pieței la nivel european. România are o tradiție frumoasă în termalism și o tradiție pe care cumva ar trebui să o resusciteze. Am să te rog să detaliem la un moment dat despre Termalia, dar până atunci am să revin la ideea mea de a face un portret al industriei de frumusețe din acest moment. Cum arată industria de frumusețe în acest moment, când tu ai trecut deja de 16 ani prin toate etapele evoluției ei și în ce măsură ea este în continuare, pentru că toată lumea știe că este condusă de femei, sau în ce măsură a rămas întreaga industrie de frumusețe și de medical spa în grija femeilor? Chiar mă gândeam înainte să ne vedem cât de mult au pus femeile amprenta asupra acestei industrii și este limpede că au pus-o într-un procent covârșitor. Însă, gândindu-mă la business-urile top 5 de profil din România, mi-am dat seama că acolo apar și bărbații. Și primele 5 companii care fac import și distribuție de produs profesional beauty în România sunt conduse fie de cupluri, soț-soție sau de bărbați. Fenomen foarte interesant. Însă, evident, dacă ne raportăm la piața salonelor de frumusețe, acolo dominanta este feminină, de departe. Cred că bărbații se implică mult în această industrie pentru că, după cum știm, tehnologia în această industrie a căpătat niște niveluri și niște valențe extraordinare, adică se lucrează cu lasere, diodă, se lucrează cu cu frecvențe de înaltă finețe, adică și atunci le găsim locul și lor gândește-te că în acest moment, în industria de frumusețe, cam jumătate din industrie se realizează cu aparate performante. Da. Nu doar prin maestria esteticienei sau prin performanța gamelor de cosmetică. Și atunci le găsim și lor locul în industria de frumusețe. M-am uitat puțin pe câteva studii înainte de a ne întâlni și am descoperit că, într-adevăr, produsele profesionale beauty au un procent destul de scăzut raportat la piața mass market beauty, undeva la aproape de 4%. Pare puțin, însă este o industrie absolut uluitoare, prolifică. Cu o dinamică senzațională. Cu o dinamică senzațională. Și întorcându-mă puțin la ceea ce spuneai mai devreme, majoritatea celor care sunt în acest top, despre care spuneam 5 sau 10, vin din alte zone profesionale. Sunt niște investitori sau proprietari de astfel de business-uri reconvertiți. Oameni care au venit din business management, care vin din zona de turism, din avocatură, din cu totul alte sectoare, inginerie chiar.
Au simțit dinamica sectorului, au văzut că româncele pun mare preț pe frumusețe și atunci... Da. Și atunci, asta probează de faptul că acum conduc afaceri de milioane de euro. Sunt cazuri care au avut o evoluție absolut fulminantă, aș putea să spun, în 5 sau 10 ani de activitate. Mă bucur că mi-ai spus asta, dar haideți să-mi spui cum vezi industria, în general. Cum este industria de beauty în acest moment? Cred că avem cu ce să ne lăudăm dintr-un anume punct de vedere. Sunt suficiente produse de înfrumusețare pe piață, începând cu produsele de cosmetică facială, corporală, aparatură destul de multă și în directă legătură cu ceea ce este în trend la nivel internațional. Suntem atenți la ceea ce se întâmplă în acest domeniu pe multe continente. Am observat că dorința foarte multor întreprinzători din acest sector este să se orienteze din ce în ce mai mult spre piața asiatică. Este o piață mult mai inspirațională din acest punct de vedere și cu echipamente mult mai performante. Și în momentul de față avem îndeajuns de multe game de produse care se folosesc în salonele de frumusețe, în clinicile medicale sau în centrele spa. Mi-ar plăcea să regăsesc mult mai mult produs autohton, produs de inspirație românească. Sunt într-adevăr câteva branduri care fac onoare României, ca să nu spun acum că sunt chiar legende în materie de anti-aging, știm foarte bine la ce ne referim. Suntem țara care a dat o Ana Aslan și ar trebui să glorificăm ceea ce Ana Aslan a creat pentru noi, femei în egală măsură, bărbați, și aș vrea să văd acest input local mult mai pregnant. Sunt câteva inițiative. La tine în eveniment am descoperit gama făcută la Techirghiol. Exact. Am descoperit la tine parfumurile făcute de la Cluj, da. Am văzut parfumurile antreprenoare de altfel. Parfumurile de la Cluj, am văzut săpunurile naturale, da. Cu poveste, sunt într-adevăr inițiative locale care încearcă să exploreze și să exploateze puțin potențialul pe care îl avem. Unele chiar au depășit granițele țării pentru că au ajuns să fie branduri reprezentative la evenimente mari expoziționale în Dubai, în Hong Kong. Așadar, avem cu ce să ne lăudăm, într-adevăr. De ce ar veni managerii la evenimentele de frumusețe, pe lângă toate beneficiile pe care le-am spus până acum? Care ar fi... Deci ar trebui să participe și în țările de origine, nu doar la evenimentele internaționale dedicate. Da. Pentru că aceasta este piața în care se mișcă și piața asta are o coloratură specifică. Și atunci, indiferent cât de multe produse ți-ai dori să importi, trebuie să fii extrem de atent cui urmează să le prezinți, cui urmează să le vinzi, în fond. Și atunci publicul tău este cel care contează. Mai mult decât atât un manager de salon de frumusețe sau un manager de spa sau chiar un operator care activează în domeniul beauty, trebuie să-și extragă seva din evenimente dedicate. Eu plădesc foarte mult pentru educație beauty continuă, așa cum în domeniul medical sau farmaceutic există educație medicală continuă sau educație farmaceutică continuă, așa mi-aș dori să existe și în domeniul beauty. Pentru că de fiecare dată apar lucruri noi în piață, apar produse noi și atunci trebuie să fii în contact cu ele. Să intri într-un cadru mai puțin informal, în dialog cu influencerii acestui domeniu, fie că sunt din România, fie că sunt din afara României. Trebuie să îți recunosc că din toate cele trei evenimente pe care tu le faci, inițial m-am îndrăgostit de Cosmo Beauty, evident, pentru că era evenimentul care coagulează întreaga industrie. Ulterior, după cum știi, mi-am dezvoltat o mică revistă online care să aibă legătură cu machiajul. Mi-ar plăcea să povestim despre lucrurile astea care ne-au unit și ne-au adus împreună cumva. Da, de-a lungul vremii noi ne-am tot întâlnit în contexte. Exact. Dar revenind, deci în baza acestui, sau mă rog, având ca și partener sau ca și inspirație evenimentul tău de Makeup Fest, am dezvoltat această revistă online care se numește Lip Magazine și care e bucuroasă să-ți fie partener din când în când în eveniment. Dar acum
sunt fanul ultimului eveniment pe care l-ai, sau ultimului concept pe care îl ai creat, care este Termalia. Și eu. Da? Deci am trecut prin toate celelalte, le cunosc acum, am văzut cum au crescut, știu ce pot să-mi iau din fiecare dintre ele, dar acum sunt totalmente îndrăgostită de Termalia și, după cum știi, sunt alături de tine de fiecare dată când este vorba despre Termalia, pentru că îl consider un eveniment care poate să facă o schimbare reală de o foarte mare importanță întregii industrii spa și de termalism din România, pentru că în România nu avem doar băile herculane, așa chiar cum toată lumea are senzația. Și Felix și Olănești, avem o multitudine de fiefuri ale termalismului în România, însă nu există evenimente care să-i conecteze pe acești oameni, indiferent că vorbim de investitorii locali sau de oamenii care oferă expertiza lor acestui sector de activitate. Deci băile termale sunt una, dar industria spa care se dezvoltă în acest înseamnă moment, mult mai mult. Exact, se dezvoltă mult mai mult, pentru că industria spa nu înseamnă doar folosirea elementelor de termalism, ci folosirea celor mai spectaculoase descoperiri din client service, din customer relationship, din elemente de design interior, din aromaterapie. Deci asta mi se pare senzațional. Ele pot să fie aduse și aranjate într-un context în care să creeze într-adevăr o plus valoare și noi chiar ne pricepem la asta. Da, e adevărat. Legând cumva evenimentele, motoul campaniei Cosmo Beauty 2019 este întoarcerea în offline. Termalia a făcut deja acest lucru și va fi în continuare platforma cea mai importantă care va conecta oamenii acestei industrii, îi va aduce la oaltă. Cred că nu se poate crea un dialog mai valoros și mai bun decât în această formulă unei întâlniri ale cărei rezultate să fie long-lasting. Am văzut niște prezențe extraordinare în eveniment și trebuie să-mi spui cum ai reușit să poziționezi evenimentul ăsta ca partener al celei mai importante asociații profesionale din zona respectivă. Și inclusiv președintele a venit în acest an și a avut nu numai o intervenție, dar a fost cu inima vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă în evenimentul ăsta. Cum ai reușit să faci chestia asta de la prima ediție? Pentru că mi se pare foarte complicat. Să știi că este benefic pentru eveniment că un astfel de nume, o astfel de voce a industriei la nivel internațional a fost în România. Însă nu aș sări momentul prezenței tale în acest eveniment și a ceea ce ai făcut, pentru că ceea ce ne-am propus de la bun început și ceea ce definește acest eveniment ca fiind un eveniment de business și networking. Și fără prezența ta și fără prezența multor altor nume care sunt autentice, sunt românești, acest eveniment nu ar fi atins cota pe care a atins-o. Am văzut acolo, am întâlnit profesioniști cu un grad de expertiză care m-a uimit. Adică sunt niște oameni care ajung să ofere oamenilor din industrie o asemenea plus valoare prin prezența lor și prin discursul lor, prin informațiile pe care le aduc. Ți-am spus, am devenit fan. Spune-mi cum ai reușit să... Deci pe mine m-a surprins foarte tare că a venit președintele Cidesco în A fost, interesantă experiența, pentru că prima mea dorință, evident, mă raportez la spațiul european, a fost să obținem parteneriatul unei alte asociații care reprezintă Uniunea Centrelor Spa Europene și a managementului spa la nivel european. Însă pașii nu au fost atât de rapizi și dintr-o parte și din cealaltă. Se pare că noi eram mult mai arzători în a obține un rezultat și în a lansa acest eveniment în condițiile pe care ni le-am propus, adică a la grandă de la prima ediție, așa încât am sărit cumva etapele și ne-am orientat către cel mai important for la nivel internațional. Este vorba de Cidesco International. Este organizația care stabilește standardele în materie de spa și terapii beauty. Chiar așa se și traduce, The World Standard in Spa and Beauty Therapy.
organizație care există în peste 30 de țări ale lumii. Încă nu există România, sper că de la anul și acesta va fi sunt toate șansele, mai ales un pas important. Că Andreea Bovero, președintele asociației, am văzut că nu numai că a venit în eveniment și a avut prezentare, dar ți-a și propus ulterior să prezinte evenimentul Termalia în cadrul Congresului Internațional care tocmai ce a avut loc. E mai interesant de atât pentru că el a participat și la prima ediție Termalia care a avut loc în urmă cu un an la Oradea. Cu doi. Și, da. În 2017. Da, 2017. La Oradea. Ani, da. Și unde trebuie să spun acest lucru, pentru că îmi doresc ca și la noi acasă, aici în București, să găsim susținerea administrației locale în viitor. În Oradea am avut un suport incredibil din partea Direcției de Promovare a Turismului în Oradea și în regiune, care a apreciat acest proiect ca fiind valoros, care l-a găzduit în cea mai legendară zonă balneoclimaterică a României și, practic, această primă ediție de succes care a avut loc anul trecut a fost prezentată, spre surprinderea mea, recunosc că am aflat după ce lucrurile deja se consumaseră, la Congresul Internațional de la Stockholm, al SIDESCO International. Lucru absolut uimitor. Ca că un eveniment important pandant, care s-a născut pandant în România. Mi se pare foarte interesant. De la prima ediție să atrage atenția prin nivelul evenimentului și prin profesionalismul vorbitorilor și prin diversitatea lucrurilor care se întâmplă, mi se pare senzațional. Adică chestia asta se întâmplă rarisim în alte industrii. E adevărat. Eu de aia sunt inclusiv atât de... Inclusiv în cea beauty. Da, trebuie să recunoști. Da, așa este. Numai că, uite, există industrii, industria de frumusețe, de spa și termalism, este chiar o industrie care cred că avea nevoie de mai multă atenție din partea celor care o sprijină la nivel internațional, dar și la nivel regional, dar și la nivel global, local până la urmă. Că, așa cum ai spus, faptul că administrația locală din Oradea s-a bucurat să găzduiască un astfel de eveniment și ți-a fost de ajutor, este esențial. Sunt o grămadă de alte locuri în România care pot să găzduiască evenimente internaționale și făcute la acest standard. Da, într-adevăr. Ce a fost onorant pentru eveniment, nu neapărat pentru mine ca organizator, dar cu siguranță flatant, a fost poziționarea acestui eveniment în galeria marilor evenimente internaționale de gen. Trebuie să luăm în calcul că suntem abia la a doua ediție. Eu sunt destul de ponderată și îmi imaginez că este, ca toate evenimentele mele, un traseu lung de parcurs. În momentul în care am urcat pe scenă alături de Andreea Bovero și alături de multe alte nume ale industriei la nivel mondial, am realizat că ceea ce am făcut noi și am făcut împreună aici a fost ceva extraordinar. Tematicile pe care le-am avut la Termalia și la ediția 1 și la ediția 2, nivelul de pregătire al speakerilor, toate momentele care au decorat și au făcut scenariul acestui eveniment au fost prezentate și prețuite în fața unui public de 400 de persoane la Roma săptămâna trecută. Da, asta este minunat. Trebuie să spunem telespectatorilor că Termalia are în fiecare an, acum a fost a doua oară, are premiile, are Termalia Awards. Exact. Găzduiește Termalia Awards, în care cred că 46 sau 64 de spauri au intrat în acest an în competiție. Există un juriu de profesioniști care evaluează prezența lor în piață, în online, în evenimente, elementele de trend pe care le aduc, atmosfera interioară, genul de relații cu clienții, adică au foarte multe paliere pe care aceste spauri sunt evaluate. Și anul acesta au fost oferite 10 premii. Este foarte important că ai precizat aceste lucruri, pentru că atât criteriile de nominalizare, cât și criteriile de jurizare la Gala Termalia sunt criterii bine gândite. Luăm în calcul managementul reputației locației respective, dacă este vorba de un hotel care are un centru spa, un centru de spa de sine stătător sau o clinică med spa. Tot ceea ce presupune
presupune raportul dintre calitatea serviciilor și prețul pe care aceste servicii l-au. Chiar în studiul făcut de iSense Solutions și comandat special pentru Termalia, în continuitatea studiului creat pentru prima ediție Termalia, a arătat că, într-adevăr, acestea sunt reperele principale. Pe români, în speță, interesează prețul și, respectiv, calitatea serviciilor într-un spa. În aceeași măsură pot să spun că, stând de vorbă cu oaspeții de la eveniment, mi-au spus că atmosfera dintr-un spa și zona aceasta în care două industrie, adică zona de design de interior și zona de frumusețe cu nevoile și standardele ei și protocoalele ei pot să se combine cu zona aceasta de design, este iarăși foarte apreciată și mi se pare că există și un premiu, nu? Nu există un premiu pentru dedicat. Designului și atmosferei interioare Exact. M-aș întoarce puțin la juriul care a format galeria, să spunem, din ediția din acest an, Termalia 2018. Este format din oameni importanți ai industriei. Fiecare dintre ei a jurizat un unic aspect și, ca atare, punctajele acordate și, respectiv, trofeele Termalia, care sunt trofee unicat, gândite special pentru acest eveniment, au fost acordate în baza cumulului de puncte. Este interesantă și procedura. Ți le mai amintești? Pe unele, dar sincer nu, pentru că fiind atât de numeroși 10, și nominalizați. Au fost 10. Da. Știu cu siguranță că au cei de la Balvanioș cu siguranță au primit un premiu, pentru că am fost deosebit de încântată de faptul că un întreg complex, pentru management spa, au luat pentru premiul. Pentru că un întreg complex, ăsta este probabil și motivul pentru care au luat premiu. Ei au luat un premiu și anul trecut, de altfel. Da. Anul acesta l-au luat pe cel pentru managementul spa și acolo este o echipă senzațională, da. Dar este o echipă absolut minunată de oameni care au depășit cumva granițele noțiunii comune de ceea ce presupune relaxarea într-un astfel de spațiu. N-aș vrea să-i uit pe ceilalți, ca nu cumva să absolut aveți senzația că toți. La Balva nu se face treabă. Îmi aduc aminte că au primit premii Pescariu Spa, dacă exact nu greșesc, Clinica Medicală Eliad, mi-aduc aminte că Forest, Cosmed. Cred că sunt pe site, pe termalia.ro. Asta în cazul în care vă doriți sunteți să vedeți care vedeți, este topul spaurilor din România, fiecare premiată pentru o anumită într-o anumită categorie. Oamenii chiar se mișcă și își dau interesul și au fost câte 100 și ceva de oameni, 128. Adică 128 de personalități, personalități la ale domeniului venite de peste tot din România. Vorbim de oameni care sunt implicați în structuri de top management, de chiar investitori și respectiv ownerii acestor business-uri. Nu cred că mai am prea mult din emisiune și aș vrea pe finalul ei să te întreb dacă după ăștia 16 ani de inside în industria de frumusețe, ar fi lucruri pentru care te-ai felicita și ar fi lucruri pe care de care îți pare rău că nu le-ai făcut, sau lucruri cu care, să spunem, ți-ar fi plăcut să le faci altă dată? Sincer, nu sunt o structură care să aștepte foarte mult ca lucrurile să se întâmple și abia apoi să se genereze și în țara de origine a fondatorului de evenimente, cum este cazul meu. Spuneai la început că uneori am luat o avan la letră. Cred că ne caracterizează și pe mine și pe tine acest lucru. Am făcut evenimente când încă piața era în formare și poate că dorința asta de a deschide porți nebănuite, orizonturi noi, de a face evenimente de-a capul al fine,
pe care poate nu le-ai crede realizabile în România. Când am pus pe plan Termalia, foarte mulți au spus, a, e nebunit, este limpede un eveniment mult prea greu de realizat și de digerat. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Ba da, suntem foarte pregătiți și ne-a arătat lucrul ăsta deja a doua ediție, că suntem pregătiți. Dar sunt sute de spaune în România, nu se poate să nu creezi un fel de efervescență a competiției între ei, pentru că așa crește piața. Au devenit mai pregătiți, mai up-to-date, mai informați. Ne creștem viitorii interlocutori, viitorii clienți în cazul celor care dețin afaceri în acest sector. Tot timpul mi-au plăcut provocările, așa cum mi-au plăcut și adevărurile. Și nu am lăsat nimic să treacă pe lângă mine. Ideile care mi-au venit sau... Le-ai pus în practică, fie că au fost în vremea lor, fie că au fost avan la letră, da, nu? Dacă stau să mă gândesc acum, pe unde le-am proiectat cu 10 ani mai devreme. Decât ar fi fost piața capabilă sau pregătită să le primească. Da. Bunica mea avea o vorbă și spunea că Dumnezeu întotdeauna îi ajută pe oamenii curajoși. Cu siguranță că am avut curajul să pornesc lucruri, femeie fiind, într-o țară în care majoritatea business-urilor acum 20 de ani erau conduse de bărbați, și să generez platforme de eveniment care, uite, durează și astăzi și care sunt gândite spre evoluția și spre creșterea acestei industrii. De fapt, despre asta este vorba. Dacă ar fi să te gândești la lucruri, am înțeles, au fost evenimente pe care le-ai făcut avan la letră și de-abia acum ele e pregătite. S-au regăsit în viitor. Da, s-au regăsit în viitor peste 10 ani. Adică exact, evenimentul tău evenimentul tău dedicat industriei nails, deci pentru unghii. Exact, în 2008. Au fost făcut în 2008, da. Piața era totalmente nepregătită pentru el și ce să vezi în 2018 sau 2017. Competiție internațională dedicată, da, tehnicienilor. Da. Am înțeles, au fost astfel de evenimente pe care le-ai făcut avan la letră, au fost evenimente pe care le-ai crescut încet, încet. Dacă ar fi să te gândești, sunt lucruri pe care ai fi vrut să le faci mai devreme? Adică, sau sunt lucruri pe care de care îți pare rău că nu le-ai făcut atunci când ți-a trecut prin minte sau... Da. Da, cumva mi-ar plăcea să completez acest peisaj sau acest tip de evenimente pe care eu le-am generat de-a lungul acestor ani în România cu ceea ce simt că lipsește din această piață, componenta de formare profesională de lungă durată. Este ceva ce mi-aș dori să fac și sper, repet, ca începând de anul viitor, alături de Sidesco International, să și realizez, să și pun în practică. Este nevoie de acest suport educațional pentru oamenii care vor crește aici și își vor dori să fie spa manageri sau să conducă business-uri în domeniul. Au nevoie de acest suport informațional, de cunoștințe care să vină din sursele cele mai veridice și sursele cele mai valoroase pentru ei ca viitor oameni de afaceri. Mai ales prin faptul că oamenii sunt atât de încântați de faptul că industria spa din România crește. Eu mi-am dat seama de acest lucru. Cum? Mi-am dat seama din studiul pe care l-a prezentat Robert Simila la Termalia, în care au fost întrebați un număr foarte mare de oameni ce îi face să nu meargă într-un spa. Îi oprește infrastructura, cea care străzile, posibilitatea de interconectare cu trenuri sau cu avioane sau respectiv dezvoltarea sau slaba dezvoltare a infrastructurii, sau îi oprește calitatea serviciilor. Toată lumea din sală a considerat că oamenii sunt se opresc din a merge la spa-uri datorită lipsei de infrastructură. Ceea ce mie mi-a spus că indiferent cum este drumul până într-un loc în care vrei să ajungi neapărat pentru că îl simți frumos, îl simți favorabil, bine dezvoltat, cu atenție din partea ta, nici măcar nu contează cum e drumul. Te duci la spa pentru că tu cauți o poveste.
te duci la spa pentru că îți dorești o experiență unică. Asta înseamnă spa, de fapt. Vei uita, probabil, gropile sau faptul că nu există conexiuni atât de bune până la locația sau la destinația pe care ți-ai dorit-o, pentru că momentele acelea vor fi într-atât de intens trăite, experiențele multisenzoriale pe care le vei avea acolo vor fi oamenii pe care îi întâlnești, pentru că este foarte important. Astfel, da, într-o astfel de industrie. Dincolo de arhitectura spațiului, dincolo de designul interior, dincolo de tot ce presupune investiție în echipamente sau în piese de mobilier superbe, oamenii într-un spa fac lucrurile să funcționeze. Oamenii aduc oameni. Da, dacă simți acolo că ai pe cineva cu care interacționezi, care știi că cu delicatețe și cu rafinament poate să-ți prezinte lucrurile, să îți explice ce urmează să se întâmple, să creeze o atmosferă favorabilă, e adevărat că nu ai cum să ratezi un astfel de loc cu oameni minunați și cu lucruri care ți se întâmplă doar pentru că e Da. drumul, Cum este? e drumul cum e, Este da. foarte important și este iar un aspect care a fost sesizat într-unul din studiile făcute cu ocazia acestui eveniment, a fost faptul că word of mouth funcționează incredibil în acest domeniu, cum funcționează la fel de bine Toate și în altele. recomandările, da, Da, în industria de că beauty chiar față de anul funcționează. trecut erau doar 10 persoane care se duceau pe agregatoarele de informații dedicate și căutau detalii despre un spa sau despre un altul. Și astăzi sunt aproape 90 de persoane care se duc și citesc review-urile după ce fac selecție de preț, servicii, tipuri de terapii. Asta spune deja mult. Da, vis-a-vis de acest aspect, cred că este iarăși foarte important că, de exemplu, unul dintre premiile tale, chiar la asta se referă la prezența în online Da, și pe rețelele sociale a acestor spa-uri, pentru că, ce să vezi, majoritatea dintre ele se află acolo și unele dintre ele chiar au o prezență spectaculoasă și... incredibilă. Da, pentru că businessurile, inclusiv în România de astăzi, sunt în plină digitalizare, inclusiv un business de acest tip. Și chiar dacă social media nu rezolvă toate lucrurile, fiecare astfel de business trebuie să genereze în jurul lui, la 360 de grade, o campanie coerentă de comunicare asupra serviciilor și asupra atmosferei care urmează să te îmbie, să ajungi acolo și să alegi acea destinație în locul poate al Este și alteia. o soluție senzațională de a crea reputație unui loc despre care oamenii, să zicem, doar au auzit, n-au de unde să știe cum se întâmplă acolo. Imaginile pe Instagram și pe celelalte social media sunt deosebit de importante. Am văzut că inclusiv s-au dezvoltat această piață de blogging, vlogging și influencer Dedicat. pentru Da. industria, pentru Da, industria într-adevăr. spa și Într-adevăr. termalism și mi se pare foarte Este interesant. interesant fenomenul ăsta. Evident, este locul lui și în România, ca așa cum este și la nivel internațional. Cumva toată această comunicare pe care trebuie să o facă spa-ul către viitorul lui client se poartă într-un mix. Pe, evident, site-urile dedicate, pe paginile de socializare, pe Pe site-urile Instagram, acelea care interconectează lumea exact, hotelieră cu lumea, agregatoarele. da, care leagă zona de turism și zona de spa și cea de wellness, pentru că Și chiar și mai mult decât atât, dezvoltă evenimente proprii și chiar o să vă invit să faceți puțin research să vedeți cât dintre ei generează evenimente proprii, cum se interconectează cu bloggerii, cu influencerii acestui domeniu în România. da, cred în continuare că zona aceasta de digitală ajută foarte tare destinațiile, indiferent că sunt destinații spa sau sunt destinații turistice. Sunt sigură că oamenii ar trebui să-și gestioneze mult mai bine prezența în online, pentru că Clar. ei sunt în această clipă, într-un fel sau altul,
unii dintre ei se află în bula lor, în locul lor, care nu este întotdeauna ce să vezi București, că nu mijlocul, da, că nu doar capitala are, să zicem, spa-uri spectaculoase. Dimpotrivă, așa cum am spus, managementul celui mai bun spa, nici măcar n-a fost în București. Și plus de asta au câștigat o grămadă de alte. Mi se pare că cel mai bun hotel cu spa a fost la Oradea, nu? Așadar, toată țara are spa-uri de foarte bună calitate. În schimb, promovarea lor la nivel național și de ce nu și la nivel internațional, pentru că putem să atragem clienți de jur împrejur, trebuie făcută exclusiv prin online, pentru că modalități de prezență pe televiziune, în televiziune sau în alte medii, le-ar fi greu spaurilor să facă, pentru că fluxul financiar dintr-un spa nu este un flux mare. Și atunci resursele pentru spoturi care se apară la televizor nu există și atunci trebuie neapărat utilizată această zonă digitală. Spunea Andreea Bovero chiar la evenimentul de săptămâna trecută că spa-ul va deveni sau urmează cât de curând să devină un fenomen extrem de popular. În România încă mai are această conotație că el este quasi inaccesibil multora sau dintre, să zicem elitist români, mai sau degrabă. Elitist. Da. Lucru total neadevărat în multe dintre cazuri, dar într-adevăr, dacă pentru mulți dintre ei echipele au fost atent structurate și oamenii și-au făcut treaba și campaniile au fost bine gândite și conceptul de spa a fost valorificat 200%, mulți încă sunt la început și au nevoie de experți, de consultanți și exact asta se va și întâmpla la Termalia anul viitor, pentru că noi știm bine, ne-am și întâlnit în urmă cu ceva timp și vom forma o echipă de specialiști la care cei care își dezvoltă afaceri sau care au afaceri pe care și le doresc ameliorate în momentul de față să poată apela. Oamenii ăștia sunt aici. Ce-ți dorești pentru 2019? Ce îmi doresc? Asta pe finalul emisiunii. Da, într-adevăr, că încă nu trei lucruri. Trei lucruri. Ce îți dorești pentru acest an? Îmi doresc pentru toți, nu doar pentru mine, să fim buni, să fim frumoși și să învățăm să facem lucruri care să aducă progres. Mulțumesc foarte mult, a fost deosebit de agreabilă prezența ta, sper că am venit cu informații utile și pentru dumneavoastră și interesante. Vă invit să urmăriți evenimentele industriei de frumusețe și industriei spa. Mulțumesc foarte mult, Isabela Vasile, este o prezență senzațională și dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare, tot de la ora 22 la etichetă și comunicare în afaceri. La revedere și să aveți un an nou senzațional!